Paula Selling va cânta pentru tinerii șimleoani luni 28 noiembrie la Biserica Greco-Catolică din Șimleu, Silvaniei, unde va fi organizat un concert de colinde caritabil în vederea obținerii unor fonduri care să fie folosite apoi în educarea tinerilor prin intermediul unor activități organizate de biserică. Paula Selling cântă pentru tinerii șimleoani luni 26 noiembrie la Biserica Greco-Catolică din Șimleu, Silvaniei, unde va fi organizat un concert caritabil pentru tineri în vederea obținerii unor fonduri care să fie folosite în educarea tinerilor prin intermediul unor activități organizate de biserică. Printre artiștii care și-au confirmat deja prezența, îl amintim pe șimleoanul Ovidiu Lazar, dar și Daniela Bazac și Andreea Sava, alături de câțiva artiști locali. Episcopia Greco-Catolică de Oradea, prin biroul eparhial pentru tineri de la Oradea, organizează pe tot teritoriul episcopiei un concert caritabil al tinerilor, la care au invitat-o ca și principală participantă și invitată pe Paula Selling. Anul acesta, acest concert, această acțiune de la a doua ediție. Așadar, printre altele, vom avea și noi la Șimleu această bucurie de a o avea pe Paula Selling în mijlocul nostru în cadrul acestui eveniment în data de 26 noiembrie de la orele 18. Sigur, concertul nu este exclusiv al Paulei Selling, vom avea artiști locali, printre care va fi și o scenetă deosebită legată de nașterea Domnului. Apoi alți tineri foarte talentați din Șimleu și nu numai, din împrejurimile, din protopopiatul de Șimleu, după care vor fi alți tineri, printre care Ovidiu Lazar de la Oradea, un mare, spunem noi, un mare nume al muzicii românești, în sensul că a avut multe trofee naționale și internaționale, Ovidiu Lazar, și care este din partea biroului eparhial pentru tineri, principalul organizator al evenimentului. Acest eveniment s-a pornit cu un scop foarte concret, întrucât Biserica Greco-Catolică își propune să organizeze foarte multe acțiuni și activități cu tinerii și activități ale tinerilor, s-a simțit nevoia de problema financiară. Tocmai de aceea, iată, o sursă a acestor deosebite activități ale tinerilor și de formare a tineretului de astăzi, iată, este acest concert pe care biroul eparhial pentru tineri îl organizează deja, cum vă spuneam, la a doua ediție, astfel încât aceste activități să nu să ajute tinerii și să nu incidă atât de puternic din punct de vedere financiar, pentru că știm că orice activitate necesită și o finanțare, necesită bani, și atunci să putem face cât mai multe activități și cât mai mult să promovăm și să răspândim credința în rândul tinerilor, o necesitate atât de importantă a zilelor noastre, astfel încât ei și familiile lor, care au foarte multe alte probleme și nevoi, să nu simtă din punct de vedere economic atât de puternic aceste activități. Așadar, vă spuneam, Paula Selling este invitata specială din acest an. Ea, dincolo de faptul că este un mare VIP al muzicii românești, este și o persoană foarte credincioasă. Este născută din Maramureș, catolică, prin urmare, iată, nu numai că este catolică, dar este o catolică practicantă, o catolică care vrea să transmită tinerilor acest mesaj al credinței și să-i ajute să înțeleagă că
iată, se poate fi mare, dar în același timp având și o credință puternică. Este un martor, un bun martor al credinței, am putea spune, această extraordinară Paula Selig. Tocmai în modul acesta face parte dintr-o organizație mai nouă numită Hope Music, o organizație internațională născută la Roma, din care, iată, și Eparhia de Oradea, prin biroul pastoral pentru tineri, e parte și un proiect în care este parte și Paula Selig, și ne bucură foarte mult această prezența ei în cadrul acestei organizații și sigur în felul acesta vom putea face împreună și sper și la nivel de Sălaj, la nivel de Șimleu, de Zalău, multe activități în care sperăm să avem în mijlocul nostru. Reamintim faptul că evenimentul caritabil ce se va desfășura sub forma unui concert de colinde va avea loc luni 26 noiembrie, începând cu ora 18, la Biserica Greco-Catolică Sfânta Treime din Șimleu, Silvaniei.